Raiul și iadul. Se spune că, de mult, un războinic s-a întâlnit cu un călugăr și l-a întrebat. Cum poate să existe rai și iad, când nu văd nimic din toate astea? Poate cineva să-mi arate mie raiul și iadul? Dar tu, l-a întrebat călugărul, cum te poți numi războinic când nu văd în fața mea decât un caragios? Oh, soldatul mânios a scos imediat sabia! Dar, la fel de calm, bătrânul călugăr i-a spus, vezi, așa se deschid porțile iadului. Înțelegând lecția dată, războinicul a pus sabia în teacă și s-a înclinat respectuos. Vezi, i-a mai spus călugărul, așa se deschid porțile raiului. Thank you.